Ia. Bă, se vede dacă gen ți-o lipești de genunchi, gen, știi ce zic acolo, ia. Da, bine, nu se Nu prea prea se vede vede, prin merge, locrie. dar parcă ar avea. Dar oricum arată, arată bine, gen. Arată, da. Hehe, boy. Deci vă cheamă pe amândouă Andrei? Sugeți? Da. Gari! Direct pe asfalt, nu mai trebuie saltea. Cum adică vrei să ne o dăm direct pe asfalt, gen? Păi, îți mai trebuie saltea. Scuză-mă, frate. Se cheamă Bogdan. Bogdan, mă, what the fuck? Ce? What the fuck, ce? Deci observați că majoritatea sunteți neabonați. Deci hai, abonarea. Nu ai cum, coaie, cum să, ce? N-ai cum. Coaie, cum? Ce pula mea, bă, ați zis la mișto sau ce? Bă, mă știți? Nu, te cheamă Bogdan pe bune acum. Da, mă, cheamă Vijescu Bogdan, coaie. Mi-i prieteni îmi zic Vijai. Ai față de Bogdan, da, ia. Am zis n-ai Bogdan. N-ai cum, coaie, ce? Ia, bă, ești... Ce? Bă, tu nu ai cum ne cheamă, ia zi. Ia zi. Am băut vreo jumătate de sticlă de whisky, dar nu-mi vine să crezi, jur. Roc. Uite aici, noroc, mă, cam așa. Te-am simțit așa, ia de la băutură. Ia zi, cum ne cheamă? Bă. Una o cheamă Andreea. Și pe cealaltă o cheamă la mine acasă. Deci le-am avut, da? Zic. La mine. Îmi plac unghiile tale, în primul rând, dar în al doilea rând, da. În al doilea rând, dă-mi un indiciu, zic măcar cu ce începe. Nu, nu zic. Eu te-am... Hai, zi-mi un nume, nu contează, zi-mi un nume. Meu, de la numele ăla te îndrum. Diana. Pune un A. Dana. A în față. A... Adela. Adina. Așa. Și Maria. Adina. Maria Adina. Voiam să te întreb dacă te cheamă Maria, dar zic, bă, coaie, nu întreb Maria, că poate nu e Maria. M-am gândit la Maria, să știi, m-am gândit. Deci Andreea și Maria. Maria și Andreea, Andreea și Maria. Ce faceți, măi, gagicilor, sincer? Bă, ce vibe aveți? Ce faceți? Nu. Ce, Caterin, că sunteți ești nebun. Câți ani aveți? Ia, zine, zine. Vreți să vă zic câți ani v-aș da? La câte drăguțe sunteți v-aș da până v-ați îndrăgostit de mine? Și apoi v-aș mai da. Până am îmbătrânit împreună, sincer. Aoleu! Păi stai, mă, un pic așa, nu, la 70 de ani nu ne-o mai dăm sau ce, Dumnezeu? Ba da. Ce facem? Facem mămăligă? Ce dracu credeți să faci în așa de gen? Poate. Se face. De ce nu? Bă, da, prostie. O Viagra și hai cu păstrăvu. Hai! Nu știu să vă zic. 20 de ani? Cât ai? 18. Tu n-ai 18 nici dacă mă bați. Jur. M-am zis că e 24-23 de ani. Iar 24. Taci, mă, bă, ora, taci. Vreau să-mi zic. Sunteți drăguțe. Eu am 21. Pară mai mare. N-ai 21. Bine, am 20. Mai am jumătate de ani până fac 21. Arată buletin. E în mașină. Și mașina e parcată în fața blocului. Nu stau la bloc. Ha, n-ai ghicit-o. În fața blocului din fața casei. Am o, cum să zic, e ca un conac ăsta, știi ce zic? Am un fel de conac, am o parte de unde stau ăsta angajații mei, că sunt niște constructori. E ca bloc, că e dita mai așa și cu etaje și cu, e ca un bloc mai mare, nu? Da, e ca un bloc, gen ceva de genul, da. Da, e ca un bloc. Eu fac sală de când eram obsedat de sală, de orez și de piept de pui. Da, sunt obsedat. Înțelegi, numai că îmi pare rău care... Această fată, Andreea, ține mai mare decât mine, asta mă deranjează teribil. Pe mine nu mă deranjează deloc, eu dorm cu ea în seara. Adică eu am și eu ceva, dar nu e ca la ea, ești nebun. Asta mă deranjează, sincer. Păi tu unde vă zic? Păi fac așa. Să mă bată mama mea, ești nebun, ești lăptăreasă. Să mă bată mama mea, coaie, ești lăptăreasă, ești nebun. Băi, frate, tu să mă ești nebun. Nu stai, mă, normal așa.
Stai, bă, te rog frumos, stai te rog normal așa. Stai normal, stai așa. Băi, băiatule, ești nebun la cap. Mamă, cât at... Băi, băi, tu spargi pepene cu țâțele, tu ești nebun. Băi, termină, mă. Băi, băiatule. Am luat un pepene și e mai mic decât... Bă... Stai, să-mi vezi curul după să comentez. Haide. Nu vrei. Deci... Femeile care au țâțe n-au cur. Aici e altceva. Aici e... Crede-mă că zic eu că... Ești vreo Nicki Minaj, mă, nebună, mă. Haide, tu ai 18 ani și arăți așa, mă? Da. E, cum îi zice, mă? Hai, zi, cam un lapsus. Femeia perfectă. Nu, ești ilegală de bună. Bă, n-am să contest. Dacă ea chiar are și cur, cum zice... Are, crede-mă pe mine că are. Oare se vede prin roche? Nu știu, da, ia. Bă, se vede dacă gen ți-o lipești de genunchi, gen, ce zic acolo, ia. Da, bine, nu prea se vede prin rochie. Dar parcă ar avea. Dar oricum arată are. Bine, gen. Arată. Are. Bravo ție, să mă bat. Bravo ție, Maria. Sincer. Nu, eu ți-am zis, fetele care au țâțe mici, știu că au curul mare. Gen, știu că au genetic de fund, știi, de fund. Mamă, că ai curul mare. N-am, frate, curul mare. Pe lângă al tău eu nu l-am mare. Păi da, pe lângă, că eu sunt mai greu. E o diferență, gen, știi, cur mare nu înseamnă neapărat să ai, gen, 17 kg de bucă. Cur mare înseamnă să ai fundul ridicat, bombat, asta înseamnă cur mare. Cur bun. Înțelegi? Și oricum tu poți să spui silicone, adică nu mi se pare nimic, ce nu? Nu facem așa ceva, n-am de ce, n-am nevoie, nu... Mă simt foarte bine în corpul meu, pot să dorm pe bus. Doar am spus, silicone nu înseamnă neapărat să faci tățele ca la ea. Că ea nu, are... iau, nici așa, eu le mie îmi plac așa. Ea le are, ești nebun la cap, le are bine rău, înțelegi? Adică, eu să mă bat mama mea, ești nebun. Dar ți-am spus, țâțe mari nu înseamnă să le faci ca la ea. Poți să faci, să pui foarte puțin, știi, cât să sară. Hai că mai beau și dacă bezi și voi. Am nevoie. Ai noroc. Noroc în cava și păsărica voastră să vă fac puzzle și la mine ultima piesă. Cheers. Las, mai bine. Și voi ce faceți pe aici, măi, fetelor, măi? Am zis să bem, ne-am plictisit de TikTok. Și am să mai interacționăm și noi cu oamenii. Ce să aduc? Nu aveți? Eu la tip ce? Cu la negru. Ce să aduc? Să beau și eu. Adu aia de 96. Dacă mă îmbăt, doar la mine. 96 zămoră. Dar voi gajiun aveți? Ce? Pe gajiun aveți? Asta? Ce e aia? Da, aia, da. Gagiu e... Ah, gagiu! Da, ia. Da, ia bine, că nici noi nu înțelegem dacă avem sau n-avem. Stai, v-aș certa cu prietenii. Mamă, cât atâțele, băi, deci mi-e rău, jur. Hai, frate. Băi, mă jur pe viața mea, deci alea nu sunt țâțe cu aia, alea sunt ilegalități. Deci să... Mie zici, eu e prietena mea, eu dorm cu ea de seară, fii atent că mai bea o țuică și... Da, voi v-ați dat-o vreodată, voi sunteți prietene foarte bune, nu? Da. V-ați dat-o vreodată între ei? Nu. Nu? V-ați pupat vreodată? Dar, am avut trei iubiți? Da, trei iubiți am avut. Am avut comuni. Da. Adică nu în același timp. A fost eu, el, după aia, el, după aia... A fost și v-ați pupat vreodată între voi? Voi v-ați pupat vreodată între voi? N-am fost atât de bete. Da. Da, păi... Nu să facem pofta. De unde sunteți? Zicem? Nu zicem. Nu zicem. Oricum, n-aveți accent, deci sunteți din sud undeva. Sud. Unde trebuie sud? Sud? Sudul. Nu. Sud. Deci eu nu cred că sunteți moldovence, nu cred. Sunteți moldovence? Nu cred. Eu sunt moldoveancă. Eu sunt, apoi dacă te iau pe moldovenește, nu mai înțelegi nimic. Ah, ia, deci stai așa, deci dacă tu ești moldoveancă și ea? Eu sunt dobrogeancă. Tu unde ești din Constanța, dar de unde ești? Da, mă, sunt din Constanța. Suntem dobrogeancă, da, eu sunt jumate moldoveancă, jumate dobrogeancă. Nu, de unde sunteți voi ca loc?
Din județul Constant. Păi aia am zis, că n-aveți niciun pic de accent. Eu sunt din București. Dar am, stau și în Iași, stau și în Cluj, stau în multe locuri, știi? 20 cu aia. Nu, nu are 20. Ce 20? Cine? Tu. Tu. 20 de ani, mă fac 21. Sunt născut în 2002. În martie. Fac în martie... Ești... Ești pești? Dacă nu bine, jos! Ai auzit ce a zis? Ai văzut? Bine, la Andreea un not bine și sus. Clar, adică să mă bată mama mea, ești nebun. De unde ai pasta să mă bată mama? Că și eu am pasta să mă bată mama. De unde dacă, vrei, și... dacă vrei să mă bată Andreea, să mă bată și Maria, să mă bată Andreea și Maria, dacă vrei. Ce râde, mă. Putem să... Dan, caută-mă pe Instagram. Ia. Jur, ești Andrei. Recunoaște că ești Andrei. Jur, mă jur, de unde ai ghicit? Bă, să mă rog, mi-am dat seama după faptul că ești drăguță. Nu, nu-mi vine să cred. Auzi, știi cu cine însemeni tu? Cu cine? Cu Andrei. Cu viitoarea mea prietenă. Wow, mă gândeam că semn cu Andrei. Nu, mă nebun, chiar aș vrea să fie ceva între noi, dar mai mult în tine. Wow. Au! Ia, bă, da, bă, ce zici? Toți. Poftim? Ești bine în seara asta, pe replici, pe tot. Bă, singurul care e, singura chestie care e bine aici ești tu. Sincer. În seara asta. Ba, m-ai dat ăsta, jur, ai dat. Dacă mai zici una din asta, vin la tine, mă jur, gata, nu mai. Nu și ce faci, și ce faci dacă vii la mine? Vin la tine, nu știu, să fiu viitoarea ta, ce zici tu. Păi tu ești totul pentru mine și ce-aș băga ceva în tine. Au! Între noi nu spălării, dar eu pe tine te-aș călări. Au! Oh! Poftim? De unde ești? Cum ești din inima ta, pe dreapta, imediat sunt. Care e următorul tren? La ce oră? Eu nu merg cu trenul, eu merg numai cu avion. La ce oră e următorul avion? Către inima ta? E inima ta. Când vrei tu, zi-l aduc? Da, adu-l. Zi-mi unde să vină. În Suceava. Cu camă că e Alba Iulia? Stai aici, moldoveancă? Da. Ai 18 ani pe bune, da? Mâncați-o și păsărica ta să fac pază și la mine ultima piesă, ești nebun? Haide! Vai, mamă! Păi nu vin eu până la Suceava? Avem și aeroport, poți vii cu avionul, poți vii cu ce vrei tu. Am casă în Iași, dar zi-mi să avem... Băiatul ăsta care e lângă tine acolo, e frac tu? E o fată lângă mine. Băiatul ăsta care e lângă tine. E o fată? Am crezut că e băiat, mă, e prima dată când a vorbit... Prima dată când am vorbit, am crezut că e băiat, știi? Nu. Stai, eu. Ei, Andrei. Da. Andrei, încântat. Eu ce bun ești, Andrei, ia vină cu aceste vocalume. Cu eu, Andrei, ce bun ești. Bă, ești nebun la cap. Mamă, ce bine arată Andrei ăsta. Ce zici, bă, Andrei, mă? Vorbește engleză, vorbește engleză, Andrei? Foarte bine. Bani? Ce mă? Bine, hai că zic în... înțelegi un pic de română, nu? A, mai puțin, așa, dar încerc. Te faci un col? Nu prea, e ok, e ok, mă rog. Te întrebam dacă stai și tu în Suceava cu ea. Eu stau în Alba Iulia. Cu camă căi. Ce tare vor. Bă, se sperea drăguță să mă... Ce-ai făcut? Mi-a picat dildou cu aia. A, nu mă, sunt ochelarii mei de șmecher, am uitat. Stai că ceva... Cu aici
Coie, ce pula mea am pierdut? Coie, ești prost, mi-a picat lentila, stai așa. Coie, mi-a picat lentila. Bă, a picat și alaltă coaia. Coie, stați așa că am mai pierdut una. Coie, unde-i lentila? Coie, am pierdut lentilele. Coie, unde-s lentilele? Coie! Bă, ești prost la cap? Am pierdut, iertați-mă un pic. Vai de mama mea, scuze. Mă rog, e ok și așa. Așa. Mă, cățești curul tău. Oh my god. Bă, dar ești drăguț, săr, nu mai îmi zâmbi că mi se ridică o idee. Ce ridică o idee? Băi, Andrei, dar tu ai gagiu? Am. Și gagiu? Am. De cât timp ești cu băiatul ăsta? De foarte mult timp. Hai, mă, dă-l dracu. Da, dracu, până la urmă. Zi, mă, de cât timp ești cu el fără Caterica, zi. Cât... Nu mai știu. Deci n-ai gagiu. Am. Ce gagiu ai, mă? Vrei să-l descriu? Ce să fac? Da, mă, zi-mi și mie de cât timp ești cu băiatul ăsta, n-ai cum tu să nu știe cât timp ești cu el. El știe că tu ești împreună cu el? Asta. Așa, de pe 14 august, de la 2.40, cam așa. Mâncați-i și păsărica ta. Să-ți o fac avion cu reacție aici. Așa, că este... Să mă bată mama mea aici, mă pun la cap. Hai să te culăm din decolăm. Decolăm. Stai așa. Ai venit în pace că decolăm. Ai venit în sutie la mine. Ai venit în sutie la mine. Ai venit în sutie la mine. Hai, vină în pace în avion, vină în pace, că aterizăm. Așa. Gata. Așa mă, să aterizăm. Bine. Aplaudăm când coboate. Poftim? Aplaudăm. A, nu, stai niște că sunt pilot adevărat, înțelegi? Știu unde să aterizez. Ha, ha, bibanu! Înțelegi? Eu am 19 ani, mă, nu-s așa... Poate mă vedeți ca pe un de-ala, bătrân de-ala, dar am 19 ani. Unde s-a întâmplat la început? Nu știu. Ce am zis de la început? Nici s-a întâmplat la început. Nu, nici m-ai întrebat nici cum mă cheamă. Nu m-ai întrebat nici cum mă cheamă, nici cât era. Se cheamă Adelin. Cum dracu să mă cheme? A, bă, sunteți nesimțite în pula mea. Cum să mă cheme coaia Adelin? Alex. În pula mea te cheamă Adelin, ești mai bun la cap. Cum să porți numele de Adelin, ești nesimțit? Adelin. Păi unde te... Nu mi inspiră masculinitate deloc. Cum te cheamă? Ade? Adelin. Bă, coaie mă lași. Adelin. Te cheamă Adelin, punct. Le zici la oameni că te cheamă Adi, Adiță. Nu le zici la Adelin, mâncați ești gurat, Adelin. Cum te cheme coaia Adelin în 2022? Tu ești nebun la cap, zicea Adelin, băiatul ăla cu apa, care trage apa, ești nebun să plouă afară, băi! Vă auziți, mă, ce ziceți? Doamne, cum să mă cheme, băi! Ești Andrei! Nu sunt, frate, eu-s Vijay! Vijay pastila femeilor! Steau, voi vă auziți, Adelin pierdut buletin, ferească Dumnezeu! În cava și curul vostru, nu se poate așa ceva. Nu, mă cheamă Vijay, Vijescu Bogdan. Oh, perfect. Bogdan, parcă Bogdan. Da, are față de Bogdan. Da, e mai masculin, mai... Bogdan. Prietenii îmi zic Vijay, tu poți să-mi zici bagă-mi o Viji. Ok, bagă-mi o Viji. Are postrovul toți! Riba, riba, ore, ești nebun! O știți pe aia, mă, mâncă, Vașcuru? O știți pe aia cu... Șarpele, hale! Aveam și noi. Aveam și noi șarpe. Păi normal că vi-l dau eu. Haide! Ești... Ce, mă, chiar s-a amuzat de râdeți, mă, voi chiar râdeți pe bune? Nu. Nu, noi gândeam că vrem să decolăm. Ziceți, ne apucăm să decolăm, că decolăm imediat. Băi...
Concurența umbră. Hai că am decolat deja, am decolat deja. A, dacă vreți stăm și unul în altul. Stăm, oricum, nu-i vreți problemă, stăm și la pădeală noi. Vreți să intrăm unul în celălalt? Ți-am zis, noi stăm și la îngrămădeală, nu-i problemă. Suntem la îngrămădeală acum, cum ar veni, știi ce zic? Suntem bine acum. E bine, știi, stai liniștită, e bine. Coi, bă, să mă urmă, îndrăgostiți de fata asta care râde la glumele mele, ești nebun. Îți dai seama, mă, frate, râde o fată la glumele mele. Hă? Amândouă râdem. Așa să faceți, a? Am aterizat. N-am simțit. Ești nesimțită din aia, ești largă din aia, să moară bibi dacă minte, ești nebun. Ești gălețoaică din aia, ești lighean, să mă bată mama mea, ești nebun. Copaie de spălat bebeluși. Nu da vina pe femeie. Gândește că e o problemă la tine dacă ai unul lângă tine. Iartă-mă, am un El Grosso. Crede-mă că l-ai simțit. E știre cu mine în Istanbul când mi-am pierdut prietena. E știre cu mine în Istanbul când am fost într-o vacanță. Am dat de niște fete care erau într-un cantonament. Dintr-o fată au aterizat 7 fete în camera de hotel, că ele erau în cantonament, erau toate pe etajul ăla, știi? Și eram toți morți de beți și eu am luat vreo 3 pastile din aia, n-am văzut 7 găoaze întinse așa, am luat 3 pastile, eram mor de beat, ești nebun, și am ars 7 femei în Istanbul și fii atent că ele au declarat. Pastile ca să decoleze? Da, viața mea, că erau 7 femei. Una mai duc, una, două, una, două mai duc, dar 7? Buți. Iertați-mă, mă, că voi aveți bărbați de adă, duc 20 de femei, iertați-mă. Da. Dacă tot ești Bogdan, masculul, frumos, trebuie să duci 7. Andrew Tate. Păi bă, nebunul. Păi bă, nebunul, călmează-te, că dacă mă culc cu tine un pic, mă căuți a doua zi cu salteaua până oraș și ești așa. Ce saltea, nu, dar... Ce faci, mă? Direct pe asfalt, nu mai trebuie saltea. Cum adică vrei să ne dăm direct pe asfalt, gen? Păi, îți mai trebuie saltea? Scuză-mă, frate, eu n-am știut că tu ești moldovean că din aia. Bă, eu n-am știut că tu ești moldovean că de-aia înrăită, ferească Dumnezeu, ești nebun. N-am știut că tu ești din aia nebună rău de tot. Doamne. Ia, stai o secundă, că mă sună un prieten, stai o secundă. Hai să-mi dai și mie 6.000 de euro. N-am, o pula mea, cum să încerci 6.000 de euro? Coie, cum să încerci 6.000 de euro, ești nebun? Vrei? Hă? Lua un golf. E vrei deja un golf, ești nebun. Ia, stai, că mă sună un tovarăș de combinații. E mine? Da. Trimite și mie install-ul ăia. Care bă, mă cheamă Vijay, bă, mă cheamă Vijay. Ascultă-mă. Ia. Yeah. Sunt live pe TikTok și îmi zis unul că dacă îi dau Instagram-ul pe privat îmi dă un avion, dă și mie. A, gata frate, hai că ți-l dau, ești nebun, să-ți dea avionul, te pup. Hai. Bă, mâncați, ești pula ta, coi, ești nebun, băiatul care voia 6.000 de euro. Înțelegi? Ce? Vezi că dacă nu-i dai 6.000 de euro, măcar un Insta să-i dai. Crede-mă, Instagram de ăla e important. M-a sunat Vericu. Așa, unde rămăsesem? Așa. Mâncava și curul la fii. Băi, deci fiți atente la mine. Văd că s-a dat... Cum o cheamă pe fata de 18 ani? Nu știu, Andrei. Andrei, nu? Serios. Unde cheamă? Serios. Păi ea o cheamă Andrei. Pe tine? Andrei! Avem același nume. Deci vă cheamă pe amândouă Andrei?
Sugeți? Da. Da, au făcut gluma cu Mersuț. Du-te înapoi. Păi stai mă un pic așa, tu mi-ai zis că te cheamă Andrei. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.